Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Marius Constantinescu la Vizual pe TVR3 și TVRplus.ro. Astăzi suntem pe covorul roșu, după cum veți vedea, dacă ne veți urmări până la finalul emisiunii. Pe covorul roșu, așadar, un semn că, în ciuda crizei sanitare pe care încă o traversăm din plin, iată că evenimentele cu public realizate cu responsabilitate și știință redevin parte a existenței noastre. Septembrie 2020, sala Studio a Teatrului Național București. Uniunea Cineaștilor din România premiază excelența în filmul românesc pe anul 2019. Este Gala Ucin, ediția cu numărul 48. Peste 70 de producții de mediu, lung și scurt metraj sunt nominalizate la cele 22 de categorii ale Galei Ucin din 2020. Printre ele, nume favorite sunt La Gomera, Heidi, Monștri sau Maria, Regina României. Gala cu numărul 48. Vreau să vă întreb pentru începutul discuției noastre dacă v-a trecut vreo clipă prin cap să nu mai faceți anul acesta. Nu. Și nu mi-a trecut prin cap. De ce? Pentru că eu am apreciat și într-un fel am și sprijinit niște inițiative, pentru că acum au devenit aproape inițiative și riscuri să faci Tiful, să faci Astra Sibiu, să faci festivalul de la Timișoara, să faci Faradul de la Arad, să faci, iată, Iașu, seriile filmului românesc, să faci Gala Gopo. Și am profitat într-un fel de sprijinul de a avea totuși sala Studio și practic cred că într-o formulă decentă, nu spectaculoasă, nu de anvergură, am reușit să dăm demnitate unor cineaști. Pentru că aceste premii sunt importante, oricât de discutate ar fi, pentru că întotdeauna există învingători învinși, mulțumiți, nemulțumiți și comentarii favorabile și mai puțin favorabile. Așa a fost în fiecare an. Consider că dacă odată îl întrerupi, lucrurile se duc de-a dura, se duc de-a valma și e foarte greu să reiei. Deci, până la urmă, eu cred că nu neapărat cu tenacitate, ci cu un echilibru și cu o putere de a convinge, în primul rând de a convinge niște oameni să vină într-o sală. Și sala a fost plină în sensul un scaun da, un scaun nu. În al doilea rând, să facem un spectacol. Nu putem să premiem între două coloane, într-o sală amorfă, în care doar președintele să se pună în fason că înmânează niște premii, pentru că e o sărbătoare. Am învățat ce trebuie să nu fac în următoarea gală și cam atât. Aruncând o privire de ansamblu înapoi la 2019, din punct de vedere cinematografic, ce vedeți? Foarte sincer, pentru că eu cu tine îmi permit să fiu foarte sincer și ești un om de o anvergură culturală absolut, din punctul meu de vedere, remarcabilă. Au fost următoarele fenomene. Un fenomen a fost animația. Și nu neapărat pentru că este vorba de Anca Dan Damian, ci de impactul pe care l-a avut filmul Călătorie Fantastică a Maroni. Cu
și cum ajuns, mă, o fată frumoasă așa ca tine să păzească trotuarul? E o poveste foarte lungă. În al doilea rând, a fost o avalanșă, în sensul bun al cuvântului, de film documentar. De film documentar de lungmetraj, de film documentar observațional. Am văzut filme documentare extraordinare și la TIFF. Noi am premiat Time Box-ul pentru că era un film absolut remarcabil. Dacă noi în studioul Sahia făceam filme de 10 minute, în vremea tinereții mele, cu peliculă, cu aparatul care era băgat într-un blimp și blimpul arăta precum un frigider. Imaginează-ți să te duci să iei un interviu sincer unui om care vede o asemenea aparatură în fața lui. Tehnica, într-adevăr, salvează mult din ceea ce înseamnă contactul cu realitatea. Dar, pe de altă parte, această zonă observațională este extrem de delicată și filmele nu se mai fac într-o săptămână, uneori se fac în ani. Cristina Andrei, Camelia Cichi, Răzvan Butaru, Cornel Mihalache și Țiculina Truică sunt colegii noștri din Televiziunea Română, nominalizați la premiile Uniunii Cineaștilor din România, Gala Ucin 2020. A avut dreptate Lucian Blaga? Cel mai probabil da. Iar dovada cea mai clară o constituie râul nesecat de pelerini, apă cu sute de izvoare curgând repezi din toate direcțiile, spre mormântul în care se odihnește duhovnicul Prislopului. Se împlineau anul trecut 30 de ani de la trecerea cele veșnice ale părintelui Arsenie Boca și trebuia cumva marcat la emisiunea Universul Credinței acest moment. Televiziunea Română s-a gândit că ar fi bine să fie marcat mai serios și mi-am credințat acest proiect. Am plecat cu o politeță rezervată față de subiect, trebuie să recunosc. Nu știam nici eu foarte multe despre părintele Arsenie Boca și eram la fel de coruptă de toată posteritatea asta, de toată postumitatea de care personajul Arsenie Boca nu era responsabil deloc și care nu îi se potrivește absolut deloc. Am fost foarte fericită să fac filmul acesta. Trebuie să spun că la tot pasul m-am simțit asistată de el. Cred că a vrut să fie făcut așa și, deși știu scăderile acestui film, putea fi făcut mai bine, sunt foarte fericită că a fost nominalizat și sunt foarte fericită că în felul acesta această producție se înscrie alături de celelalte două foarte bune ale Televiziunii Române. Românii nu o cunoșteau pe regina mamă Elena, o cunoșteau foarte puțin. În 2007 am promis regelui Mihai, când i-am luat un interviu și era mâhnit că românii își mai amintesc foarte puține lucruri despre mama sa, că vom remedia acest lucru. Iar anul trecut a fost o descoperire surprinzătoare a reginei mamă Elena, despre care puțin își aduc aminte ce a făcut în România, însă filmul e mare parte filmat în străinătate. El face parte dintr-o serie de 4 documentare, 2 s-au difuzat la TVR. Dar dacă aici a fost foarte greu, pentru că mai există oameni care au prejudecăți, în Italia a fost senzațional să descoperim cum nobilii florentini ne deschid ușile, să o descoperim pe regina mamă Elena, care în exil a ajutat și Florența, nu doar pe evrei în timpul războiului, la inundații a donat o sumă foarte mare. A fost senzațional așa să descoperim de asemenea lucruri de cancan, de exemplu că a fost prima regină care a purtat lentile de contact, că se coafa tot timpul, că a fost prietenă cu Ferragamo. Aș vrea să vorbesc puțin și de colegii care ne-au ajutat. Unul e aici în spatele camerei, Mihai Covrig, Eugen Demeterca și cel mai mult l-am chinuit pe Claudiu Petringenaru, care a fost cu mine și prin Florența am cărat câte 3 aparate de filmat și lumini și așa mai departe. Dar toată această amintire a fiecărui om care m-a ajutat, uite, Cristina Ionescu a mai fost alături de mine la traduceri, Lidia Voicu, omul pe care l-am chinuit în montaj,
Armitaj, Nicolae Cernat, toți trebuie menționați. Am această amintire a unei munci de echipă, realizat, un film realizat în timp record. Eu am filmat și m-am documentat în arhive și într-o lună jumate a fost pe post acest documentar. Foarte multă lume ne-a întrebat pe mine și pe Cornel Mihalache, care am realizat serialul documentar, ce mai veniți voi nou? Ce ați mai adus voi nou? Uite că se pot descoperi lucruri și spui întrebarea cât a fost ceva spontan și cât a fost ceva aranjat. Pe cine ați supărat cu acest documentar? Pe toți. După 30 de ani se încearcă o spălare a istoriei. O spălare a istoriei. O cosmetizare. O cosmetizare, care e puțin observabilă așa, dar apare câte o carte în care anumiți istorici, așa zici istorici, aș putea zice, încep să spună, domne, zice, securitatea a tras. Armata a fost nevinovată la Timișoara, spre exemplu. Domne, au tras toți. Deci am supărat pe cei de la armată, am supărat pe foștii securiști, pe Revoluție, de-aia am supărat pe toată lumea până la cap și coadă, dar au fost și foarte multe voci care au apreciat, și asta contează, au apreciat demersul nostru jurnalistic și chiar noi l-am gândit cam pe un document istoric, adică sunt acolo 17 episoade în care dacă cineva vrea să vadă măcar cum s-a întâmplat, poate lua serialul să-l studieze. Spunem, pentru un artist de machiaj care are atât de mulți ani experiență în spate, ce a însemnat pentru tine acest film? Ei, Marius, a însemnat mult. În primul rând a însemnat foarte mult regizorul domnul Nicolae Mărgineanu, cu care am mai colaborat și înainte de acest film. Am avut de făcut o trecere de timp la personajul principal, destul de mare trecerea de timp. Am lucrat, am avut emoții la început, m-am gândit cum o să fie, cum o să fac în sfârșit. Da, și a fost o provocare. Ticulina, în momentul în care te uiți la un film, acolo, pe marele ecran, în sala de cinema, la ce ești atentă în primul și în primul rând când vine vorba de machiaj? La tot. Deci, eu sunt exigentă de fel și în viața mea de zi cu zi, așa că și la filme, când mă uit, în primul rând mă uit la machiaj. Tot ce este, ce ține de machiaj, de racorduri, de culoare, de formă, de absolut tot. Și îmi formez părerea pe care este, o păstrez pentru mine, care este numai a mea și atât. La Gomera este un film important, este un film rezistent, este un film care a cucerit Spania și în multe festivaluri. Însă, în același timp, este o abdicare a lui Porumboiu de la acele minunate tendințe ale lui de a încerca zone estetice noi. Pe o insulă în Canare există un limbaj fluierat. Vei veni pe insulă și vei învăța acest limbaj. Trebuie să mă ajut să scot pe Jol din pușcărie. Este o mare diferență între cel care făcea polițist adjectiv sau chiar și metabolismul, adică tentative, încercări de poetică, încercări estetice, lucru pe care eu, de exemplu, mai ales că am fost și profesor, le și apreciez. De această dată am văzut la valul, acel val românesc care a făcut senzație, că s-a așezat pe un tip de cinema, nu comercial, dar pe un tip de cinema care să dea bine și în zona comercialului, să dea bine și în zona căutărilor mai puține. Și atunci avem tipul acesta de cinema, adică parkingului Giurgiu, la Gomera, Regina Maria, adică filme care, într-un fel și înțeleg, care să aducă și publicul. Aș vrea să împart acest premiu cu echipa mea și cu soția mea, care pe lângă faptul că a lucrat la film, filmează și acest video. Vă urez o seară plăcută și sper să ne vedem cât mai curând. Această colaborare cu Corneliu Porumboiu a fost o mare bucurie per total. Așa că mi-e foarte greu să decupesc ceva anume.
Un film, La Gomera, care a avut extrem de mult succes peste tot în lume unde a fost prezentat. Îndrăznesc să spun poate chiar un pic mai mult succes internațional decât național. Aveți o privire de ansamblu asupra filmului românesc în anul care a trecut, în 2019? N-am reușit să văd tot ce s-a făcut. Așa că mi-e foarte greu să am o privire de ansamblu, dar cred că așa cu pași destul de zdraveni începe să urce cinematografia română foarte serios. Vorbeam mai devreme cu președintele juriului de anul acesta, cu Stere Gula, care ne spunea că, în sfârșit, filmul românesc nu mai este recunoscut în străinătate după o unică amprentă, acel minimalism sau acel realism despre care s-a vorbit atât de mult. Care este opinia dumneavoastră? Chiar așa e. De altfel, chiar La Gomera înseamnă acest lucru. Nu mai este acea tragedie socială și atât, sau festivismul respectiv, sau treceam de la dramă la festivism și atât. Celebrul neorealism italian cu De Sica, cu Rossellini, cu Visconti nu aducea publicul în sală. Publicul în sală în perioada aceea dorea să vadă film american. Acele celebre filme care se intitulează Telefoanele albe. De ce? Pentru că la un moment dat a fost un film în care ea era îmbrăcată în alb, mașina albă, vila albă, dormitorul alb și telefonul alb. Deci cinemaul în care vedeam și înotătoarele care se aruncau în piscină, aparatul plonja, erau tot felul de modele făcute din corpuri și nu se duceau să vadă un cinema italian care făcea senzație în Europa și în lume la toate festivalurile. De ce? Pentru că lumea era obosită de război. Ea vrea să vadă imagini superbe, să viseze. Ce să visezi? Să visezi că n-ai un acoperiș deasupra capului? Să visezi că trebuie să furi o bicicletă ca să supraviețuiești în hol de bicicletă lui De Sica? Nu puteai să faci aceste lucruri. Într-un fel, asta s-a întâmplat și cu tipul ăsta de cinema minimalist, cu probleme ordinary people, care deveneau niște probleme extraordinare, cu impresia de după revoluție, cu zona asta cenușie care a fascinat și Europa și America, dar în același timp un public a fost absent, nu l-a mai fascinat și practic acum cred că și Giurgiu și Radu Jude și Porumboiu încearcă formula asta. Sunt câteva titluri, categoric sunt câteva titluri, printre care în primul rând filmul lui Porumboiu, Gomera, dar mai sunt și altele, unele interesante pe care le-am descoperit acum, nu le văzusem și le-am descoperit cu plăcere și interes. Sunt și nume necunoscute sau nu știu dacă necunoscute sau la debut câteva. Ce ați vrut să fie mai mult, să vedeți mai mult și n-ați văzut? Din punctul meu de vedere, în continuare rămâne marea problemă, rămân scenariile. Deci și filmele bune, reușite până la urmă, sau care ar fi fost aproape reușite, undeva problema scenariului le diminuează din șanse. Diversificarea stilului nu mai este minimalismul atot cuprinzător. Exact. Marca filmului românesc, da, cu care suntem obișnuiți mulți. Nu. Adică diversitatea asta, care înseamnă de fapt o diversitate normală. Adică nu facem aceeași mâncare, aceeași rețetă, pentru că se vinde. Asta este lucru cel mai bun. Problema este că oamenii, și mă refer în primul rând la tine,
să poată să meargă mai departe în carieră. Asta este marea problemă. Credeți că în 2021 vom avea ce să premiem de pe urma anului 2020? Nu prea. Cum crezi că se va vedea pe micul și marele ecran cândva la anul, să sperăm oricum cât mai curând, odată ce toată această poveste se va fi încheiat, perioada pe care am traversat-o cu toții? Mult și des. Toată lumea va avea povestea lui sau a ei. Toți cineaștii vor vorbi despre perioada asta. E clar că va fi un punct zero. Mai trist este că dacă te uiți pe site-ul OMS, adică Organizația Mondială a Sănătății, o să vezi că e doar începutul. Acolo se vorbește despre tot felul de alte, din păcate, pandemii, mai mici sau mai mari, care ne sperie mai mult sau mai puțin. Dar cred că o să vorbim despre asta, o să vedem foarte multe povești, o să ne înspăimântăm după ce le vedem, sperând că atunci să fim deja imuni, cei mai mulți dintre noi. Mie mi-este teamă de mersul unei producții care, iată că deocamdată stagnează, la gala premiilor UCIN, Giurgiu a și lansat un mesaj ușor de luat aminte și de panică, pentru că nu mai sunt bani de producție, spectatorii nemai venind o lungă perioadă în sală, practic nu mai ai de unde să te alimentezi, dar aflu că Radu Jude, care este un novator, a făcut un film în care absolut toate personajele poartă mască. Și eu sunt convins că filmul lui Jude va fi senzația festivalurilor 2021 și cred că va fi și senzația galei 2021. N-aș putea de acum să prevăd lucrurile care se fac, dar există o tenacitate în rândul unor tineri cineaști. Sunt acum în jur de 7-8 de debuturi care sper că până la anul se vor și face. Deci producția, cu toate semnele și cu toată alarma, cred eu că se face și cred că ar trebui să dea de gândit, pentru că zona de teatru, pe care o știi și tu foarte bine, zona de muzică, pe care o știi foarte bine, și cinemaul, totuși au dus această imagine, că aproape s-a și terferit termenul ăsta de imaginea României, să cultivăm imaginea României, să promovăm imaginea României. Cu asta se face, cu artă se face.